Doriți să fiți în centrul atenției când deșiți să faceți o plimbare cu animalul de companie mult iubit? Atunci alegeți un tigru bengalez precum cel al lui Mike Tyson. Însă, o pisică sălbatică mare are nevoie de multă atenție și grijă. În acest video vă vom povesti despre animale de companie exotice și drăgălașe, care au nevoie de multă îngrijire. Aceste creaturi adorabile pot într-adevăr deveni animalul vostru de companie. Așadar, așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâi, stoarceți butonașul de like și să începem! Apropo, nu uitați că până pe 25 decembrie trebuie să adunăm 250.000 de abonați. Atunci vom organiza un mega concurs cu 3 premii. Nu a rămas mult până atunci. Să începem! Capucinii sunt un gen de maimuțe care reunesc până la 30 de indivizi grupate în 4 specii. Capucinii sunt atribuite genului maimuțelor cu coadă în lanț. Ele de obicei se întâlnesc în pădurile dense din America de Sud și Centrală, la fel habitatul acoperă țările Paraguay, Brazilia și Peru. Înălțimea animalelor ajunge la 60 de centimetri. De obicei coada este egală cu mărimea întregului corp. Greutatea lor nu e mare, de la 1,5 la 5 kg. Aceste maimuțe sunt active și noaptea, tot timpul se află pe copaci căutând hrană. Capucinii trăiesc în coroane pomelor tropicali unde își caută hrană care constă din diferite fructe, nuci, semințe, lăstari suculenți, diversificând cu insecte, broaște și conținutul din cuiburile de pasăre. Aceste maimuțe se țin în grupuri de la 10 la 30 de indivizi pe un anumit teritoriu. Maimuțele sunt deștepte și talentate, ușor de învățat. Colectează piramide, mănâncă cu lingura, în unele state capucinii chiar sunt angajați în a-i ajuta pe invalizi, deoarece îi poți învăța să aducă obiectele necesare. Box Turtle. Această țestoasă cutie este numită astfel datorită formei caracteristice a cochiliei convexe. În momentul când simte pericol, membranele sale se închid, permițând broaștei țestoase să se ascundă în cochilie. În Statele Unite ale Americii, aceste reptile se întâlnesc foarte des. Se prind pentru a fi plasate în acvariumuri și se întrebuințează în hrană. Indienii din America de Nord mănâncă carnea lor în ritualuri, îndeosebi când există necesitatea de a se apăra de la răni în război și pagube. Este adevărat că broaștele țestoase uneori mănâncă ciuperci otrăvitoare și au capacitatea de a acumula toxine în carne. În acest caz, persoana cu ghinion este dusă la spital și este supusă unor proceduri mai puțin plăcute. Aceasta este o broască țestoasă ce iubește exclusiv apa, deși forma cochiliei sale seamănă cu cea a broaștelor țestoase. Ele trăiesc în apă stagnată, lacuri, mlaștini, izvoare, câmpuri de orez și ies de acolo doar pentru a se încălzi sau a depune ouă. Box Turtle se alimentează cu plante, dar și cu animale. Servalul. Servalul este o pisică reprezentant a familiei feline de dimensiuni medii. Habitatul de trai a acestei pisici este aproape tot teritoriul Africii, de aceea deseori puteți auzi denumirea servalul african. Este mai răspândit în părțile centrale, vestice și sudice ale continentului, în Africa, Algire și Maroc. Servalul evită regiunile de deșert ale Saharei și pădurile ecuatoriale cu umiditate ridicată, preferând să rămână la marginea lor. Servalii cântăresc de la 8 la 18 kg. Înălțimea lor la greabă este de 40-65 cm, adică sunt pisici sălbatice nu prea mari. Probabil din această cauză, iubitorii harului natural felin și a temperamentului au decis să încerce să țină servalii în condiții de casă. Nu e greu să te isprăvești cu un astfel de animal, e real să-l hrănești. Acest lucru îi distinge favorabil pe serval de prădătorii mari pe care obișnuim să-i admirăm de departe. Proprietarii servalilor sublinează că aceste pisici sunt foarte deștepte, inventive, prietenoase, active și jucăușe. Animale de companie perfecte. Capibara este un mamifer al cărui comportament nu se aseamănă cu cel al șoarecilor. Totuși, și șoarecii și capibara fac parte din rândul rozătoarelor. În același timp, capibara este cea mai mare rozătoare din lume. Capibara aparține familiei porcilor de apă, adoră apa și înnoată bine. Capibarele mature ajung la dimensiuni impresionante, 1 metru sau mai mult în lungime și 50-60 cm la greabă. Masculii cântăresc în jur de 35-65 kg, iar unele femele ajung peste 65 kg. Dacă să vorbim la general, capibara este un porc ușor de apă, amuzant, cu dimensiuni asemănătoare ca la un leopard. Ce trebuie să cunoști despre ea? Clima noastră nu li se prea potrivește. Din această cauză, doritorii de a deveni posesori de astfel de animale vor fi nevoiți să le creeze condiții speciale de trai. Niciun apartament nu o veți putea întreține din cauza că are nevoie de un spațiu cu apă, bazin sau o ieșire directă la un lac. Capibara sunt animale de turmă, ceea ce înseamnă că ei au nevoie de comunicare și multă atenție. Dacă nu cu cineva din ai lor, atunci
atunci cu omul sau alte animale domestice. De aceea, pe lângă toate, trebuie să vă gândiți la timpul pe care trebuie să-l acordați animalului. Cinșilă. Sunt animale mici din familia rozătoarelor care provin din America de Sud. Habitatul lor sunt zonele montane din America de Sud. La momentul actual au rămas foarte puține cinșile în natura sălbatică. Ele au fost vânate pentru blană, astfel, la moment, specia dată este pe cale de dispariție. De la mijlocul secolului trecut, cinșilele sunt înmulțite ca animale domestice. La aspect, seamănă cu o veveriță mare. Ele cântăresc de la 300 la 800 de grame, iar masculii sunt mai mici ca femelele. Deplasarea seamănă mai mult cu cea a iepurilor. Lungimea corpului este de la 22 la 38 de centimetri, coada de la 10 la 17 centimetri. Cinșilele sunt animale destul de active, ele iubesc să sară, să alerge, să se joace și așa mai departe. Speranța de viață în captivitate depinde de modul în care sunt întreținute, cât poate trăi o cinșilă în condiții de casă. Dacă veți acorda atenție mare hranei, o veți ține într-o cușcă cu spațiu liber mare, le veți permite să se miște și să interacționeze atunci destul de mult, 8-10 ani, poate și mai mult. Veveriță zburătoare marsupială cu zahăr. Aparține mamiferelor, face parte din familia veverițelor zburătoare. Acest animal este numit diferit, pitic zburător, veveriță zburătoare, opossum zburător. În engleză, veverița zburătoare marsupială este numită cu zahăr din cauza dragostei sale față de dulciuri. Acest animal iubește hrana în componența căreia se găsește mult zahăr și glucoză. Fapt amuzant, veverița zburătoare marsupială cu zahăr nu zboară, ci planează. Însă acest fapt nu le împiedică să depășească distanțe lungi. Ele pot să planeze prin aer la distanțe de până la 100 de metri. Pentru un animal mic a cărui dimensiune rare ori întrece 30 de centimetri, aceasta este o cifră destul de mare. Veverițele zburătoare sunt foarte comunicabile și foarte repede se atașează de om. Ele deseori au nevoie de companie și se plictisesc când sunt singure. Lipsa unei cantități suficiente de atenție din partea proprietarului chiar poate duce la înrăutățirea stării de sănătate a animalului. În natura sălbatică, aceste animale trăiesc în grup, de aceea mai bine să adoptați două veverițe zburătoare odată. Este important să mai cunoașteți că marsupialele sunt animale de noapte, de aceea activitatea lor și consumul hranei la fel are loc pe timp de noapte. Șopârla gecko Rhacodactylus ciliatus s-a considerat până la moment o specie rară, însă acum este crescut activ în captivitate, cel puțin la vest. Reptila provine din Noua Caledonia, un grup de insule între Fiji și Australia. Gecko se potrivește excelent pentru începători din cauza că nu este pretențios și interesant în comportament. În natură trăiește pe copaci, dar în captivitate se privește extraordinar în terariumuri care reproduc natura. În mediu, atât femelele cât și masculii ajung în medie la 10-12 cm în lungime cu tot cu coadă. Devin matur sexual la vârsta de 15-18 luni, cu o greutate de 35 de grame. Dacă sunt întreținuți bine, pot trăi până la 20 de ani. Mai bine e să întrețineți șopârlele gecko tinere în terariumuri de plastic, cu un volum de 50 de litri, însă maturii au nevoie de un terarium de 100 de litri și mai mult, de nou acoperit cu sticlă. Trebuie să întrețineți un mascul și mai multe femele. Nu trebuie să luați doi masculi împreună. Ei vor lupta. King Kanjou. King Kanjou mai este numit și urs de miere sau de floare. De fapt, în comun cu urșii au doar dragostea față de miere. Însă, ei aparțin speciei de raton. Aceste mamifere trăiesc în principal în America de Sud și America Centrală. Înainte de a deveni proprietarul unui King Kanjou, rețineți, acesta nu e un animal domestic ca pisica sau câinele, ci un animal sălbatic pe care veți fi nevoit să-l îmblânziți. În natura sălbatică, ei se adăpostesc pe pom și dorm în scorburi, animalul drăguț. Are un stil de viață nocturn și doar spre dimineață se întorc acasă. De aceea va fi destul de greu să înveți animalul să doarmă noaptea și nu ziua. Și cel mai probabil, asta îi va aduce o serie de neplăceri proprietarului său. Dacă îl veți trezi intenționat pe King Kanjou din somn, el poate să muște sau să zgrie proprietarul cu ghearele sale ascuțite. De asemenea, animalele sunt foarte active și pot să sară la o înălțime de 2-2,5 metri. Dacă îi veți da voie animalului să se plimbe prin apartament, veți fi nevoit să-l urmăriți mereu ca el să nu facă vreo șotie. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți în comentarii voi ce animal de companie aveți. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor, vă pupă laime!